Bună tuturor! N-am mai făcut de mult un clip cu empties, cu produse terminate, consumate sau pe care le arunc pentru că nu mai îmi plac. Am aici lângă mine stânse 15 produse despre care vorbim astăzi, o grămadă de diverse sortimente pentru diverse întrebuințări și așa mai departe. Păi, cu ce să încep? Hmm? Cu ce să încep? Haideți că încep cu produsele astea mai mici și mai mărunțele din fața mea. Am aici un primer. El a fost unul dintre primerele mele favorite. În afară că a fost în sticlă de sticlă, s-a comportat. Perfect, fix cum îmi place mie să se un primer. Să nu-l simt pe față, în primul rând, să intre foarte bine în piele, nu să rămână așa un strat și când vii cu fondul de ten să se amestece și să se facă acolo o, o, o combinație ciudată, să nu se ia, cum am pățit ultima oară, să se ia ca o gumă de șters, după ce ai șters creionul de pe foaie, așa se făcea pe fața mea. Groaznic. Acesta, în schimb, mi-a plăcut și v-am spus, Uh, îl arunc pentru că a trecut termenul acela de la deschidere. Dar, în schimb, el s-a comportat foarte frumos pentru vară mai ales. A fost, el a fost un gel. Și pentru vară este super pentru că nu are o consistență foarte groasă și îți lasă nu să respire. S-a simțit bine pentru că a intrat în piele și a hidratat. Uh, nu are așa un efect din acesta blur sau mai știu eu cum, dar mi s-a părut că a, a rezistat mult mai bine fondul de ten, s-a așezat frumos și uh, a stat tot timpul fața, mi s-a părut că stă hidratată. Deci chiar mi-a plăcut și pentru tenul meu gras, de fapt e mixt cu zona T grasă, uh, chiar a fost bine, sebumul a stat liniștit, și eu am stat liniștită. Deci chiar mi-a plăcut. Este unul din acele produse pe care o să le recumpăr. Mai departe, ce mai ce mai ce? Hai să vă arăt un balsam de buze de la La roche posay Se numește Nutritic. Așa arată. Foarte drăguț. Mi-a plăcut foarte mult. Sincer, nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. El a fost cu biolipide și uh, ceramidă 5, scrie aici. O să vă, o să vă filmez mai de aproape ca să vedeți ce scrie pe el. Foarte drăguț, mi-a plăcut. A fost mai bun decât ce folosesc acum. Acum am un balsam din acesta de buze de la Primark. E, e drăguț, merge, dar nu simți că ți hidratează, nu simți că, să, că face o diferență. La acesta simțeai că ți hidratează și nu-ți mai crăpau buzele în ultimul hal și chiar mi-a plăcut. Și nu se simțea așa gen gros sau cumva. Și acesta este pe lista cu produse care mi-au plăcut și pe care o să le recumpăr. Mai departe, vara aceasta am avut o distracție maximă cu această mască. A fost o mască de păr hidratantă de la Revolution. Sincer, de la Revolution am avut înainte doar produse de make-up și nu mă așteptam să fie atât de bun acest produs pentru păr. Chiar nu mă așteptam. Mirosul a fost foarte bun, a fost demențial, a mirosit a pe pene roșu și, sincer, a făcut și treabă bună. Stați să vedem dacă... Miroase de parcă e gumă mestecat cu pepene roșu. Uh, și a făcut și o treabă bună. Mi-a hidratat părul foarte bine și a revenit foarte, foarte rapid după problema cu vopsitul. Chiar mă gândeam ce, pro ce produs să folosesc și am folosit acest produs și foarte, foarte bine m-am înțeles cu el. Nu s-a simțit păr încărcat, nu s-a simțit uh, greu, ușor de descurcat, ușor de coafat, nu, nu s-a simțit că rămâne rezidu în, în el și chiar mi-a plăcut și rămâne și el pe lista de uh, produse bune pe care uh, le recumpăr. Nu știu dacă o să recumpăr fix... Uh, tot varianta aceasta cu pepene roșu probabil că o să încerc și altceva o să văd ce mai au ei pe acolo, dar chiar mi-a plăcut și a venit și la un preț foarte bun foarte drăguț um, o altă chestie pentru păr, dar de data aceasta nu a fost chiar cea mai cea mai plăcută, a fost de la Yves Rocher să că are niște apă în, în el că l-am luat din duș um, am încetat să -l mai să-l mai folosesc pentru că nu-mi place cum se întinde. Se întinde foarte greu, el miroase foarte frumos. Miroase a, a, el spune că e cu extract de ovăz. Dar mie una mi-a mirosit a ceva asemănător cu Iasomia, din familia Iasomiei, să zic așa, de parcă era o floare din aceeași familie. Uh, foarte plăcut. Foarte, foarte plăcut. Uh, am simțit și părul că e hidratat și nu a rămas încărcat după folosirea acestei măști. Dar mi se pare enervant de greu de întins. E textura atât de groasă, cerată aproape, încât îți face foarte dificilă munca. Mai ales dacă ai păr lung, stai și întinzi la cremuța asta că e efectiv ca o cremă foarte groasă. Haideți să vedem dacă se vede. S-a și decantat. E o cremă foarte groasă care se ia foarte greu și se întinde foarte greu pe fir când încerci să, să manevrezi. Ea o face bine. O... Că ați văzut, am folosit mai mult de, de jumătate din ea, dar acum, în ultima perioadă, doar stătea într-un colț și doar o ignoram pentru că nu... Nu mă simțeam așa cumva emoțional pregătită să iau crema sau folosesc să o întind pe suprafața părului. Și mi-am dat seama din măi, dacă o evit de atâta timp, cred că a trecut și termenul acela de la uh, deschidere, pe care în timpul în care trebuie să folosești un produs de când îl deschizi. Și am zis: "OK, asta e, îl arunc." Dar așa a fost bine cât timp am folosit-o. Am spus, sunt doar eu cumva moftura să la chestia asta se întinde greu. Mm. Mai departe, am mai avut aici, dar n-am folosit-o. Îmi cumpărasem de pe elefant într-o comandă mai de mult. A, a expirat. Era o mască din aceasta în trei pași pentru puncte negre de pe nas, din zona nasului. N-am folosit-o, dar o arunc. Ea era coreană. Uh, masca aceasta de la Holica Holica. E acest. Da, nu l-am uh, folosit când trebuia, asta e, a expirat, îl aruncăm. Mai departe, stați că am aici niște produse mai mari. Uh, de mult am vrut să vă arăt acest produs. Eu l-am consumat uh, acum ceva timp, l-am terminat, dar n-am apucat să filmez Empties. Este vorba de un șampon din serie Expert de la L'Oreal, Gold Quinoa plus Proteină, Absolut Repair este seria. Mi-a ajuns uh, bidonașul ăsta un an de zile, cum spuneam, la păr lung. L-am mai și luat cu mine în, în vacanțe și în uh, recipiente din acestea. Unele uh, recipiente le-am uh, lăsat și pe la mama și tot mi s-a părut că mi-a ajuns atât, atât de mult. A fost uh, un litru jumătate de șampon. Uh, el a venit la un preț foarte convenabil fiind în ambalajul acesta mare. Și a fost interesant. Sincer, a fost genul de uh, șampon unde eu mă așteptam să fie, pentru că era absolut triper, era făcut, formula lui e făcută să-ți uh, repare părul, mă așteptam să-l să și îngreuneze și să fie cumva mai uleios, cumva, la genul acesta de șampon tratament. De obicei găsești o textură ușor, uleioasă care ți încarcă părul și îl plăștește. Din contră, acesta mi s-a părut că a dat un volum mai ceva ca parfum. Se vede că vorbesc mult despre parfumuri. Mai ceva ca șampoanele <laughs> care sunt destinate să dea volum. Sunt făcute în așa fel încât să dea volum. Acesta s-a descurcat mai bine decât acelea, pentru că mult timp am folosit șampoane care dădeau volum și nu făceau treaba pe care a făcut-o el. A fost foarte tare, mi-a plăcut cum am înțeles cu el, aproape că nu aveam nevoie de o reșamponare, de obicei folosesc două șamponări la o spălare. Uh, atât de bine degresează încât nu am simțit nevoia să dau de două ori de cele mai multe ori. Foarte mult mi-a plăcut, sincer. Uh, nu știu dacă o să recumpăr, că m-am săturat de miros. Mirosul, în schimb, este demențial, dacă vă întrebați. Miroase foarte bine, doar că eu mă pictisesc ușor de mirosuri, ok. Va trebui să treacă ceva perioadă până când să recumpăr acel uh, același produs. Dar, per total, mi-aș super, super plăcut. Mai departe, am mai avut aici de la Avon Naturals uh, un, mas, o mască tratament pentru păr, deci multe produse pentru păr pentru că am avut, <laughs> am avut probleme cu, cu el. Um, o mască tratament cu extract de rodie și ulei de semințe de camelie pentru părul vopsit. Din acela de stai un, un minut maxim 3 cu el, 1-3 minute și ai rezolvat problema. Mi-a plăcut, a fost ok, mi-a plăcut și mirosul. Simțeam că într-adevăr hidratează. Simțeam că într-adevăr hidratează părul. Ieșea aproape prea greu. Simțeam că târnă. După ce îl uscam, simțeam că este foarte, foarte greu. Deci se descurcă destul de bine, zic. Eu chiar mi-a plăcut și, sincer, chiar eram chiar curioasă să, să văd ce produse au mai ieșit de la Avon. N-am mai dat de mult o comandă. Știți că mie îmi plăceau la nebunie comenzile de la Avon și Oriflame. N-am mai dat de mult o comandă. Și nu mă hotărăsc dacă să dau la Avon, să dau la Oriflame. Mm, mm, nu știu, aș da o comandă așa, no, sunt nostalgică. Apropo de Oriflame, uitați că am și un produsel de la Oriflame aici. Un gel de duș, am mai avut eu gelul acesta înainte. Uh, Discover, Hollywood, Dreams, am luat două la un moment dat. Acesta este al doilea și mi-a super plăcut. Deci îmi plac foarte mult gelurile de duș de la Oriflame și cele de la, de la Avon Senses. Uh, super mult îmi plac, mă super descurc cu ele. Mirosul este frumos ele se descurcă bine vin și la un preț bun da chiar, chiar sunt uh, acum așa nostalgică să comand pentru că aș vrea să iau niște geluri de duș, niște produse, să văd ce mai au ce au ce mai scos poate mă găsesc și de un parfum nu știu, ce parfumuri, nici mai știu ce au ieșit la Avon și Oriflame ce ar fi uh, de încercat ce nu, dacă aveți recomandări scrieți-mi în comentarii, chiar sunt curioasă ce, uh, ce mai e nou aici de la Yves Rocher, este uh, pst, genul meu preferat, era să zic seria mea preferată. Genul meu preferat de duș cu ulei de argan și uh, trandafir, super frumos miroase. Uh, îmi place foarte mult și le-am tot recumpărat, dar cred că acum a venit timpul să nu le mai recumpăr pe aceleași. că Parcă m-am plictisit de miros. Dar oricum, cât timp le-am folosit, foarte mult mi-au plăcut. Și cum se descurcă, și cum miroase, și cum tot. Cum curăță. Foarte, foarte plăcut. Mai departe, am mai avut aici uh, un serum pentru față cu niacinamidă și zinc de la Revolution. Cred că un an de zile l-am folosit. Da, abia acum l-am terminat. Aproape un an. Uh, îmi super place, are o textură ca de gel, între gel și ceva viscos. Uh, dar intră, intră în piele și am simțit că a ajutat, am avut o perioadă destul de nebună cu Agnea, nu știu de ce. Uh, în ultima perioadă nu, nu mai am probleme, dar am avut o, perio o perioadă și m-a ajutat foarte, foarte mult. Mi-a plăcut. Am păstrat și cutia ca să vă arăt despre ce vorba. Da, el era destinat sau uh, combinația aceasta de niacinamidă cu zinc e destinată uh, pentru problemele cu acne și por dilatați în general. Foarte bine și a făcut treaba, mi-a plăcut. Nu știu dacă o să mai recumpăr, că acum nu mai am problema aceasta. Probabil că o să încerc alt fel de serumuri. Momentan am două serumuri. Unul cu vitamine de la Catrice și unul cu pe care l-am cumpărat de curând în ultimul unboxing de la Physicians Formula. Sunt curioasă să-l testez, n-am apucat încă. Ei, mi s-a părut că e genul acela de brand pentru... Uh, brand pe care îl găsești de obicei în farmacii, așa că am zis, hei, o să încerc, o să încerc acest produs. Mi-a avut apă, ne apa termală de la Aven, v-am tot povestit de ea, de cum o folosesc și cât de mult ajută, mai ales pe timpul verii când te deshidratezi, foarte mult ajută tenul și așa. În timpul rece nu prea folosesc, recunosc, nu prea, nu-mi nu place senzația, dar pe timp cald, da. Îl foloseam în combinație cu acest spray cu acid hialuronic, cu extract de grapefruit roz de la Revolution. Tot așa un, a trecut terminul de un an de zile. Mie mi-a plăcut foarte mult produsul. Nu am apucat să-l folosesc pe tot, deși l-am folosit cu regularitate. Am aici un gel de duș de la sien, care, sincer, am vrut să vă menționez neapărat de el. Eu nu prea am folosit gelul de duș de la sien cele mai multe geluri de duș am folosit de la Ivan și cum spuneam mai devreme, dar acesta mi-a plăcut foarte mult, s-a comportat mai bine decât mă așteptam. Probabil că mi-am făcut eu așteptări destul de joase, destul de mici de la acest Sien, uh, dar a fost chiar super bun. Iar aici, de la IDC Institute, uh, un uh, Spumant pentru baie cu trandafir, Eu sunt o iubitoare de trandafiri și mi-a plăcut extrem de mult și cum arată sticluța. E dintr-un plastic tare și are acest capac cu diamant. Arată foarte frumos. Mi-e și milă să o arunc. Era Scented Garden Country Rose. Foarte, foarte drăguț. A și mirosit și a și arătat. Că eu pentru ambalaj l-am luat, bineînțeles. Și m-am bucurat, m-am super bucurat uh, de el în vara aceasta. Ei bine, acestea au fost produsele. Spuneți-mi în comentarii ce părere aveți despre ele. Ce ați folosit voi cel mai des în uh, vara aceasta? Nu uitați să mi spuneți ce parfumuri de la Avon și Oriflame vă plac din acestea ieșite recent, iar până data viitoare vă urez toate cele bune. Pa pa.